veniți în forță. Prieteni, trebuie să îndepărtăm burghiul. Înainte să atingă centrul. Altfel zona asta de luptă va deveni o bombă nucleară. Protejați burghiul cu prețul vieții. Vezi? E timpul să punem în practică noua mișcare. Mă pregătesc pentru Mag Îngheț în 3, 2, 1. No! Bravo, Tez! Burghiul a ajuns la miez. Mega explozie în mai puțin de 2 minute. Mega? De ce trebuia să spunem mega? Pământeni, bătălia e pierdută și veți pierde și războiul. Ăsta e semnul nostru. S-o ștergem. Wow! Verde! Nu! Nu! Magnetul și solidul, uniți-vă! Uniți! În forță! Gata, Gura, ne-am unit, dar e o mică problemă. Nu avem aripi! Ai inversat polarizarea magnetică să putem pluti, drăguț? Mersi, prieteni! Hai, hai, hai! Și-au distrus întreaga zonă de luptă. Dar de ce? Poate că au testat o armă bazată pe un sistem cu magmă? Sau zona reprezenta o amenințare pentru regruparea sentienților, așa că au distrus-o? Sau cuplajul de sub papa al acelui dispozitiv avea o deficiență de vitamina C, ceea ce a provocat topirea sistemului. Credeam că dacă pun la oaltă câteva vorbe mărețe, voi avea noroc. Topire, Spinner, ai dreptate. În sfârșit. Zona conținea metale grele precum toriu și promețiu. Prin explozia unei cantități atât de mari, se formează unde mari de dezintegrare beta, anulând efectele câmpului de stază. Ah! Kratos încearcă să dezghețe întreaga civilizație sentienților roșii. În curând, undele vor lovi planeta, iar oamenii noștri vor fi liberi. Masele roșii n-au crezut că Sage și sentienții albaștri plănuiau să ne atace. Adevărat. Important e că, în sfârșit, văd și ei care e adevărul. O vom strivi pe Sage și vom stăpâni multiversul. Detest să fiu eu cel care spune asta, dar nu putem opri valul de dezintegrare beta. Pare că e inevitabilă eliberarea sentienților roșii. Cum vom putea înfrunta o civilizație întreagă de sentienți roșii? Puțin ajutor din partea civilizației sentienților albaștri. Credeți că ceilalți sunt pregătiți să audă adevărul? Credeți că ceilalți sunt pregătiți să audă care adevăr? Îmi pregătiți o petrecere surpriză? Da? Haideți, spuneți adevărul! Ne-ați mințit! N-am mințit, Stanford. Am ascuns adevărul. Tot nu are sens. Sage are întreaga civilizație a sentienților albaștri în cap? Și mai exact, de unde știi tu asta? Rocus ne-a ajutat să ne dăm seama. În zona de umbră. Oh, zona de umbră! Devine din ce în ce mai interesant. Când eu și Zoom am fost blocați acolo, Rocus ne-a condus înspre adevăr. Sage deține mințile oamenilor ei. Mințile sentienților albaștri. Dar dacă îi spunem înainte de o aduce la punctul de reunire? Va elibera mințile mai devreme și pac! Au dispărut pe vecie. Și unde e punctul ăsta de reunire? În peștera în care am găsit diadul ăla și carapacele sentienților albaștri. Sage a șters coordonatele și identitatea ei din memoria noastră. Chiar și din a ei. Știm că Sage deține mințile oamenilor ei, dar... Nu știm unde să mergem să le unim cu carapacele lor. Te rog să-mi spui că ai un plan.
Întotdeauna am un plan. Dacă e cineva să ne ajute să oprim undele acelea beta de dezintegrare, acela e Rokkas. Ai dreptate. Rokkas ne poate da informații valoroase. Asta dacă îl găsesc. Te rog să te îndepărtezi. Mobiul va mări nivelul căutării telepatice. Rokkas localizat. Modific cheia de luptă potrivit coordonatelor zonei lui. Mersi, Sage. Și îmi cer scuze. Pentru ce? Pentru asta. Adunarea, echipă! Stanford, ia-o pe Sage! Tez, AJ, oricât de mult aș vrea să veniți, am nevoie de voi aici, ca acoperire. Vert, toți cinci ați pornit alături de Sage. Mi se pare corect să luptați alături de ea. Ciudat! Cred că îți înțeleg perfect decizia. Dacă situația devine critică, apasă butonul și te vom ajuta. Ce sunt piramidele astea albastre și roșii? Da, de parcă există un anumit echilibru al simbolurilor. Nu prea echilibrate. Judecând după simbolurile de pe ușă, parcă încearcă să lase ceva afară. Sau pe cineva înăuntru. Sunt sigur că Rokkas știe. Zoom, ai dat de el? Regret, șefule, e un mare nu. Rokkas! Rokkas! Nu e Rokkas. Împrăștiați-vă, păstrați balanța și loviți din toate unghiurile. Asta nu mă sperie. Cu cât sunt mai mari, cu atât... Lovesc mai tare. Hai să nivelăm zona. Să zicem că n-ai mai vrea să dai peste așa ceva în viitor. Rokkas, să știi că tocmai pe tine te căutam. Vreau coordonatele unor peșteri din interiorul zonei de luptă. Vreți să reuniți mințile sentienților albaștri cu carapacele lor. Kratos e pe punctul de a-și reanima oamenii. Cheia te va duce la zona de luptă pe care o cauți. Mulțumesc, Rokkas. Nu fac decât să păstrez echilibrul. Poate voi acționa împotriva ta pe viitor. Voi ține minte. În regulă, echipă, haideți să găsim zona de luptă. Momentul adevărului. Funcționează! Victoria e aproape! Timpul estimat înainte de eliberare, 30 de minute. Rokkas! N-am venit să lupt, Kratos. Păi vorbește! Echipa de luptă 5 e pe punctul de a reanima sentienții albaștri. Și de ce mi spui mie asta? Trebuie să încerci să-i oprești. Balanța în multivers se înclină în favoarea dușmanilor tăi. Poftim? Noi suntem mai puternici, mai nemiloși. Variabilele care afectează balanța sunt complexe. N-ai pus la socoteală focul care mocnește în roșii 1. Da, Vert Wheeler e puternic. Oprește-l și balanța se va echilibra. Iar dacă în final va câștiga binele sau răul, rămâne de văzut. Bazează-te pe rău, Rokkas.
activez, îți încarc coordonatele zonei de luptă pentru orice eventualitate. Activez modificarea cheii. Cel ce protejezi carapacele sentienților albaștri, recepționezi? Nu-ți face griji, stăpâne Boralis. Te voi face să arăți perfect pentru ziua în care vei fi întreg din nou. Micuțule, care păzești cochiliile, mă recepționezi? Vert, s-a întors, stăpâne, e vremea. Vert Wheeler! Aici, Cardian, mă bucur să-ți aud din nou vocea. Cardian, ascultă cu atenție. O avem pe Sage, ea deține mințile tuturor sentienților albaștri. Trebuie să-i reunim cu cochiliile lor. Vezi cumva vreun loc în peșteră care seamănă cu un punct de reunire? Da! Încarc imaginea chiar acum! Trebuie să o ducem pe Sage la simbolul acela. Wow! Paza! Stanford, intrăm! Agura, ține-i pe cei roșii departe cât de mult poți! Uniți! În forță! Cardian, suntem aproape! E gata să o pregătești pe Sage pentru... Bert! Ce? Pentru ce s-o pregătești pe Sage? Pentru sfârșitul poporului ei? Noi doi, pământeanule! Du-o pe Sage la simbol, acum! Aș duce-o dacă aș putea! Sage e trează! Ce se petrece aici? Ce? Cum am ajuns aici? În sfârșit, față în față cu sora mea geamănă. Mereu te-ai crezut mai bună decât mine. Câtă aroganță! Nu, credeam doar că ești o amenințare pentru poporul meu, pentru multivers. Și ai avut dreptate. Prieteni, avem musafiri! Cum ai putut să pui în pericol soarta multiversului aducându-mă aici? Ai riscat toate cele pentru care am luptat, Vert. Nu trebuia să faci asta. Trebuia să fac o vizită cuiva Sage. Mi-e teamă că ai ales omul nepotrivit. Sage, ai grijă! Bună, Sage! Caiburi! Am așteptat multă vreme momentul acesta! Sage! Nu! Sage, îmi pare rău! Nu! O mână are 5 degete! Uniți! În forță! Oamenii mei se vor ridica din nou. Sage, nu! Nu e bună, e chiar grav. Trebuie să facem ceva. Trebuie să așteptăm ordinele lui Vert. Cum să dea ordine după ce s-a întâmplat cu Sage? Ce putem face? Numai 5 vehicule ale echipei pot intra odată în zona de luptă. Scăpat
de Sage. Războiul ăsta s-a încheiat, pământenilor. Terminați-l! Vert, care-i planul? Planul? Planul e... răzbunare. Vert, nu e vina ta. Tu ai auzit ce a spus Sage? Da, parcă spunea că mai putem face ceva, nu-i așa? Wow, ce se întâmplă aici? Procesoarele vehiculelor noastre sunt supraîncărcate. Parcă cineva ar fi încărcat o cantitate imensă de informație. Wow! Mâna are 5 degete. Uniți în forță! Asta e! Sage și-a descărcat mintea în vehiculele noastre. Haideți, conduceți până la simbol! Opriți-i! Să nu se unească! Să-i dăm drumul, Agura! Distrugeți-vă paia! Trebuie să-l ajutăm! Sistemele noastre nu reacționează! Vert nu va supraviețui acele încărcături. Ți-am spus că va funcționa! Vert, întoarce-te în lansator! Aveai dreptate, Kratos. Războiul s-a încheiat. Dar noi am câștigat. Pune Borealis! Sage! Bravo! Sage! Unit! Absorb energia nucleară! Nu! Nu se poate așa ceva! În forță! Adăpostiți-vă! Oamenii mei, îmi veți mulțumi mai târziu pentru că v-am eliberat, dar acum să ne mișcăm rapid. Pământenii cred că au câștigat, dar... Sage! Se pare că oamenii tăi și ai mei au obosit să lupte. Ăsta-i alt truc de al ei. Pentru siguranța multiversului, te declar... expulzat! Nu! Sentienții albaștri și cei roșii împreună. O familie mare și fericită. Ce ciudat e! Va trebui să ne obișnuim. A văzut cineva vreun vânzător de hot dog pe aici? Vreau unul picant! Imediat! Prea mulți ani de conflicte a lăsat multiversul în ruine. Trebuie să-l reconstruim. Consiliul celor 5 va conduce acțiunea. Hei! Bun venit într-o nouă eră a păcii. Vă prezint o persoană care și-a câștigat dreptul de a conduce consiliul. E curajos. E cinstit! Ce bine că mi-am pregătit un discurs! Va uni civilizațiile distruse! Vi-l prezint pe... Vert Wheeler! Roșii 1! Ha-ha-ha!
luptat din greu. Ați luptat eroic și ați echilibrat balanța. Dar vă așteaptă un drum periculos. Strămoșii s-au trezit. Răul lor se împrăștie. Urmează-mă, echipă de luptă 5. Urmează-mă în întuneric.